A fost o curiozitate, în primul rând. Am văzut descrierea și mi s-a părut foarte interesantă, pentru că se potrivea puțin cu, sau puțin mai mult, cu ceea ce doream eu să fac. Adică să mă întâlnesc cu alți colegi, cu oameni din alte domenii și să ne împărtășim planurile, să facem echipă și să învățăm unii de la ceilalți diverse lucruri. Da, a fost peste așteptări, pot să spun. Nu imaginam că va fi la nivelul acesta. Prima surpriză plăcută sau a fost încă din timpul interviului, când am simțit căldura oamenilor implicați în povestea aceasta. Și după aceea profesionalismul, dar nu profesionalismul rece, ci unul cald, de echipă, de familie, pe care l-am întâlnit în continuare și la invitați și la cei care sunt direct implicați. Pentru mine a avut așa un ecou mai puternic workshop-ul cu Vasile Brașoveanu și workshop-ul cu Tudor. Iar la partea de vizite, Zitecul m-a impresionat mai mult ca și atmosferă de lucru și modul în care fac echipă. Cred că sunt multe de dus. Așa, într-o primă etapă mi-aș dori să exersăm mai mult lucrul de echipă și împărtășirea aceasta, adică să vină din ambele părți și ei sunt interesați de anumite domenii care poate nu au legătură directă cu școala. Mi-aș dori să le poată împărtăși și eu de asemenea să mă pot duce cu lucruri pe care le-am văzut, le-am învățat, le-am descoperit aici. Da, este un proiect greu, zic eu. Mi-aș dori cu elevii mai mari de clasa a 12-a să reușim să facem niște proiecte mai aproape de realitate, să identificăm niște nevoi concrete din școală, din comunitatea locală și să încercăm să construim proiectele care să rezolve aceste nevoi. Ar fi și o legătură cu ce au ei de făcut anul acesta, dar acum văd lucrurile puțin diferit, să zicem. Da, cu tot dragul, deja am început să transmit ce se întâmplă pe aici și este o întâlnire de suflet, în primul rând. Este o deschidere spre multe lucruri interesante și este o colaborare pe termen lung la care nu cred că mai poți renunța după ce ai văzut despre ce este vorba.